Bună seara, prieteni! Bine ne reîntâlnim la Agenda de muraș. Astăzi vă propun să vorbim despre orașul viorilor, despre viorile care se mai trag acolo din când în când, despre proiecte, despre politici, politică și politruci. Iar în prezentarea pe care am făcut-o în preambul emisiunii de astăzi, vă spuneam că o să am invitat în fața voastră și alături de mine un liberal, care se bate și zero cu transmisiunea. Ok, am revenit în direct, dragii mei, și vă spuneam cu invitatul meu, un om care se zbate de ceva vreme să rămână în Partidul Național Liberal. Un liberal, i-am spus-o și cu altă ocazie, pentru că liberalii de regulă sunt oamenii de afaceri. Nu mai lungesc, am revenit online, consilier local, om de afaceri, Dan Mihai Fărcaș. Bună seara, bine ați revenit la Agenda de Mureș. Bună seara, vă mulțumesc din nou pentru invitație. Poate rezolvăm și partea tehnică până la urmă, vă ocupați de aici 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 de aici. De aici, aici ceva, picoți? ceva se întâmplă în ultimele să două săptămâni, pică internetul chiar imediat după ce intrăm în, în live, domnule Fărcaș. Dar nu vorbim despre asta, eu v-am chemat să vorbim despre regin, despre proiecte politici și politruci. Și las partea a doua spre final, vreau să începem cu proiectele, pentru că ce m-a determinat pe mine să vă invit astăzi aici este faptul că am văzut pe pagina dumneavoastră de Facebook o solicitare, o a doua solicitare interesantă și care m-a pus să mă gândesc. Păi, la Târgu Mureș și în zona Târgu Mureșului, zona metropolitană nu funcționează, iar omul ăsta vrea zona metropolitană în jurul Reginului. De aici vreau să ne pornim dialogul astăzi. De ce vreți asta și ce șanse credeți că are un oraș mai mic, adică nu municipiul reședință de județ, să dezvolte o zonă metropolitană? Păi, în primul rând, cred că șansele cresc pe măsură ce orașul e mai micuț, pentru că și interesele sau, să zic, actorii care vin la masă sunt mai puțini, adică sunt mai puține uh, localități limitrofe orașului, pentru care lucrurile ar trebui să se miște mai ușor și asocierile care necesită punerea în, în mișcare a acestor idei ar trebui să se realizeze mai rapid. Domnule Fărcaș, unii s-ar putea să vă ia în râs dacă citesc doar începutul materialului dumneavoastră pentru că vorbiți de zona metropolitană și s-ar putea că ei să nu înțeleagă că nu vorbim despre metropola, regii în adevăratul sens al cuvântului, ci în sensul dat de legislația din România. Și totuși, chiar și în condițiile acestea, dacă tragem o linie dreaptă și facem, de fapt, un cerc și facem o rază a cercului de la Târgu Mureș până la Reghin, chiar și Reghinul, potrivit legislației, ar fi trebuit să intre în zona metropolitană Târgu Mureș. Am ales cu atenție cuvintele și pentru a atrage, în primul rând, inclusiv atenția dumneavoastră, dar și a celor care trebuie să se implice, adică a edililor din localitățile limitrofe. Nu este vorba într-adevăr de metropola Reghin, este vorba de regimul juridic care prevede anumite beneficii în cazul anumitor asocieri, iar în cazul de față avem un exemplu pe speța care mă interesa foarte, foarte puternic pentru că venea din partea comunităților din localitățile limitrofe, inclusiv din partea mediului de afaceri din orașul în care au forță de muncă de pe, oraș, de pe localitățile din apropiere. Și există această, acest blocaj, această provocare și anume a transporta atât în vederea educației cât și în vederea forței de muncă persoanele și copiii din acele localități. Iar modelul există și chiar a fost acum, se inițiază a fi aplicat inclusiv la nivelul reședinței de județ Târgu Mureș, împreună cu localitățile limitrofe. De acolo mi-a și venit motivația să insist mai departe pe acest aspect mai mult dincolo de aspectul de transport în comun, care era speța principală, vorbim și de atragerea unor fonduri, pentru că odată ce această asociere este eligibil pe o mai mare varietate de uh, finanțări pentru autobuze electrice și așa mai departe. De ce nu s-a făcut, domnule Fărcaș, până acum? Eu de fiecare dată când vine cineva cu o idee, pun întrebarea asta. Bun, omule, de ce nu s-a făcut până la tine? De ce n-au uh, văzut oportunitatea unui asemenea proiect? ceilalți care au trecut sau perindat prin Consiliul Local sau prin Executivul Primăriei, indiferent că regin sau Târgu Mureș. În speța de față, cei de la regin. Până acum, de ce nu s-au gândit că s-ar putea să existe beneficii în condițiile în care trebuie să acceptăm locuitorii din zonă, mai degrabă merg în orașul Reghin decât să vină la Târgu Mureș. Reghinul le e mult mai aproape, da? Din comunele Limitrofe sau periurbane, să spunem? Da, în primul rând, elevii și forța de muncă la Regim vor veni. Ei nu vor merge la Târgu Mureș prea puțini ajung la Mureș. E clar că avem nevoie de acest beneficiu. În al doilea rând, și poate acesta ar fi fost, de fapt, primul aspect, de ce? În primul rând, trebuie să înveți să asculți. Adică, nu e o chestie să inventezi roata sau să pui, nu? Diverse scenarii asemănătoare. E vorba să asculți. Am ascultat. Am fost implicat în diverse acțiuni cu comunitate din Solobăstru, cu comunitate din Petelea, comunitate din Breaza, din Suseni inclusiv, din Batoș, din Dedrat, care zicea, ok, uite, am avea nevoie de pro avem problema asta, am avea nevoie să vină autobuzul încă o stație, încă două stații. Am propus, ok, măriți programul, măriți stațiile, traseul să se actualizeze. Și tot timpul erau răspunsuri implicit din partea executivului și a regiei de gospodării locale AGCL, Că nu permite legislația, că nu poate. Ok, am văzut și modelul de la Târgu Mureș, am văzut modele și în alte zone. Păi ok, dacă se poate, acolo se poate și la noi. Am ascultat, de acolo am căutat soluții. Probabil am fost mai atent la aceste implementări în alte zone, pentru că era o problemă care mi-e notată și tot timpul când reau subiectele care le-am de rezolvat, mă uit, ok, asta am rezolvat-o? Nu. Hai să văd ce mai fac, hai să văd ce mai fac. Tichete, cum ziceam data trecută, să acolo deschise, trebuie să văd ceva de el, să le închid. Bun. Deci să înțeleg că n-au fost atenți la ceea ce cer oamenii din uh, împrejurim. Dar acum, faptul că dumneavoastră ați deschis discuția pe această temă, credeți că va fi îmbrățișat de partidele politice? Și când spun asta, mă gândesc la ceea ce uh, trăiți dumneavoastră acum, că nu aveți un partid în spate, cel puțin pe plan local sau județean, pentru a vă susține, dar celelalte uh, partide sau ceilalți lideri, din celelalte partide, ar trebui să reacționeze în vreun fel sau altul. Ați primit vreo reacție până acum? Păi, în, în primul rând, niciun proiect care prevede un beneficiu, un bunul un, un, mers al comunității, al cetății, n-ar trebui să aibă culoare politică. La să zic, aspectul ideal, idilic pe care îl urmărim. Dincolo de asta, dumneavoastră ați văzut pe pagina de Facebook inițiativa, exact. dar. În ședința de Consiliu Local, la ultima ședință la care am fost, am pus-o în vedere la punctul diverse și am primit din partea executivului girul că vor urma această direcție, vor analiza ce presupune asocierea costurilor și așa mai departe. Am cerut o situație clară pe acest aspect. De îndată ce va fi prezentată de dâns și nu văd, nu cred că va avea vreun coleg din Consiliul Local, indiferent de natura organizației politice, apartenențe politice, va avea motiv să zică nu sau să se împotrivească, fiind un beneficiu comun, un beneficiu al comunității, inclusiv comunității limitrofe. Dincolo de a eu lucrez astfel de proiecte sau astfel de, să zic, strategii, le setez pe termen mediu și lung. Adică eu n-am ajuns la concluzia asta acum, discuțiile sunt de ceva timp, am construit în zona asta și în general, inclusiv colegii care nu mă plac sau partidele care nu mă susțin, ajung să le vină ideea acest inițiativ, să o accepte, să o înglobeze în strategia lor și să o aplice până la urmă. Primarii comunelor limitrofe, ce părere au despre această inițiativă? Vor? Acceptă? Pentru că știți bine, sau dacă nu știți, aflați acum, la Târgu Bureș, ani întregi, ani în șir, Asociația Zona Metropolitană nu a funcționat pentru că primarul și președinții Consiliului Județean nu s-au înțeles de-a lungul timpului, în sensul că primarul a vrut să fie el capul, că e Târgu Mureș și zona metropolitană Târgu Mureș, iar primarii din împrejurim votau și au votat permanent ca președintele Consiliului Județean să fie președintele asocierii. Am înțeles. E o etapă în acest proces care trebuie adresată de executiv, în primul și primul rând. Nu pot să merg eu în calitate de consilier acolo să inițiez discuții cu executivul unul alt UAT până nu e o discuție evident validată de actualul executiv din, din Reghin, din municipiul Reghin, și care să treacă prin procesul de evaluare, de studiu, de trebuie să avem niște cifre, niște bugete, niște, să zic, niște aspecte mai concrete, care să le adreseze cu respectivii. Dincolo de cu anumiți viceprimari am discutat și da, era deschis pentru că era o solicitare din comunitate. Și vă întreb atunci care edil, care ales local din acel UAT va justifica sau va pune în vedere faptul că refuză o asociere când vorbim de transportul local, că pentru că acum era vorba de transportul în comun acela, care adresează o problemă a comunității sale, comunității care l-a votat pe acele deal, adică nu a votat în regii nimic, a votat în respectiva localitate. Dincolo de transportul public în comun, în zona metropolitană a Reginului, ce ar trebui să mai rezolve această asociație? Credeți că ar ajuta și pe alte paliere, sau doar atât constituită pentru acest punct, transport public în comun pentru cei din periurban? Pentru că cer oamenii de afaceri, firmele, de fapt, nu oamenii de afaceri, cer transport pentru angajații lor, am înțeles. Uh, nu, nu doar asta. În primul rând, a venit solicitările pentru copii, care nu se puteau deplasa la fel de eficient din acele localități. După aceea a venit solicitările de la cei care, de la comunitate, deci de la oameni, nu de la mediul de afaceri. Mediul de afaceri a salutat și a sprijinit această inițiativă zicând, ok, o să-mi să lărgesc grupul țintă a potențialor și viitorilor angajați. Acum mă pot adresa pe, un, pe o suprafață mai mare. Deci acolo a fost reacția pozitivă a mediului de afaceri. Și da, dincolo de transportul local sau transportul în comun, primul și primul aspect care este, care e targetat și de municipiul Târgu Mureș și prin asocierea respectivă, este atragerea de finanțări nerambursabile pentru uh, mijloace de transport în comun, dar și pentru trasee. Adică avem, inclusiv între Reghin și Breaza, o secțiune de drum de pe vremea lui Ceaușescu, cu dale de acelea mare de beton, care scutură toată mașina, toate alea, este zone nereglementate. E clar că sunt și alte beneficii în urma unei asemenea asocieri, dincolo de prima etapă, adică adresarea problemei de transport în comun pentru cei care au nevoie și cei care au solicitat -o. De acolo a pornit. Deci Bună am ascultat. Ați lansat uh, ideea și acum în cât timp credeți că se poate concretiza la Reghin Asociația Zona Metropolitană? Vorbim de luni, ani sau povești cum au fost la Târgu Mureș, vânătorește ani și... Păi uitați, chiar astăzi dimineața am avut o discuție cu un dom uh, domn primar, coleg liberal, care parte din asocierea de la Târgu Mureș și am întrebat uh, cam care au fost provocările, care au fost uh, demersurile, cât a durat, mi-a explicat și dânsul anumite probleme. Uh, doar punerea sau, să zic, inițierea uh, regimului juridic a unei asocieri durează undeva la șase luni, nici am înțeles. Noi odată trebuie să trecem prin prima etapă, adică să zic că executivul, ok, estimăm atâtea costuri, atâtea obiective, modele avem de unde luat, deci nu trebuie să le inventăm neroata. Și ni l îl putem asuma sau nu. Sigur, dacă vrem, îl putem asuma și sigur va fi în interesul comunității. Ținând cont de asta, nu am rețineri că domnul primar, împreună cu departamentul de specialitate, nu vor iniția sau nu vor continua toate procedurile necesare ca să se întâmple așa ceva. De mult, de mult construiesc în direcția aceasta și acum am ajuns la punctul în care trebuie să-l să-l concretizăm pe forma unei asocieri. Bun, eu mă tem cu ghilimele de rigoare să nu cumva zona metropolitană a Reghenului să o ia înainte zonei metropolitane Târgu Mureș, pentru că dacă va spune de comun acord acolo, în regiune, să spun așa, proiectele le-ați putea accesa înainte ca Târgu Mureșul într-adevăr să uh, puncteze. Pentru că abia de 2 ani și la Târgu Mureș S-a spus că începe să miște ceva și sunt câteva proiecte mai mult în periurban decât în metropolitan, dar să spunem că va fi și în metropolitan uh, până la final. Domnule consilier, nu e doar acest material care a stat la baza demersului pe care l-am făcut de a vă chema astăzi aici. A mai fost încă ceva. Uh, dumneavoastră scriați pe Facebook, tot așa, în urmă cu luni bune, solicitați piste pentru biciclete solicitați cetățenilor vă adresați, celor din regim care vă citesc, solicitați alături de mine piste de biciclete. Și am văzut, cred că săptămâna trecută, un comunicat al primarului cu o poză, cu o pânză așa, aproape o pânză de paianjen, dacă ne uităm la Târgu Mureș, care are doar firicele, o pânză de paianjen cu proiect pentru... Piste, proiect pentru piste de biciclete. Dumneavoastră spuneți proiecte. Cât a cântărit uh, chemarea uh, reginenilor alături de uh, dumneavoastră în această solicitare și cât e meritul strict al executivului? Nu vreau să vă pun cap în cap cu nimeni, dar aș vrea să înțeleagă cei care ne privesc dacă are vreun rost să se implice alături de aleși locali, indiferent PNL, PSD, UDMR sau... PMP sau alte partide care vor mai fi pentru a obține ceva pe plan local. Eu tot asta repet și încerc să-i conving, puterea e în mâna comunității. Puterea de a da direcția de dezvoltare a unei localități, a unui oraș, e în mâna comunității. Dacă se unesc suficiente interese pentru a dezvolta un proiect, lucrurile se pot întâmpla. Acum să-mi asum eu sau să capitalizez sau să procentez cât am fost eu, cât am fost, nu e relevant pentru că, de exemplu, ce am făcut a fost din nou să ascult nevoia comunității. Dacă ne uităm în 2020 sau pre-2020, când era campania la locale, toate grupurile politice au promis piste de biciclete. Eu cred că nu este o AT în România să nu fi promis piste de biciclete, pentru că e un subiect al momentului, un subiect care ține și de sănătate, de ceea ce avem nevoie. Dar eu nu m-am obișnuit și nici nu o să obișnuiesc pe oameni și nici executivul și nici colegi, nici organizațiile să doar să solicit. Eu am mers cu concret, am mers cu identificarea proiectului, care n-a fost inițiat de mine, a fost inițiat de prin 2012. L-am pus în vederea executivului, am insistat pe subiect, iar executivul, prin departament de specialitate, a identificat oportunitatea de finanțare. După aceea, prima, prima, variantă de finanțare a fost prin uh, PNRR. De s-a depus proiect pe PNRR. S-a depus proiect și prin POR. S-au depus, de-am spus, proiecte. Iar acum ce a fost ultimul demers, pe care mă bucur că au reacționat, pentru că era un subiect care l-am discutat și cu domnul primar, era finanțarea aceasta prin AFM. Era o oportunitate la începutul lui octombrie, am și ieșit și atunci cu o postare, am vorbit despre oportunitate, am vorbit cu domnul primar, am vorbit cu executiv, am rugat să ne încadrăm și noi acolo. Între ele, noi lucrăm anual, să zic, apare teoretic o actualizare a SIDU, strategiei uh, interne de dezvoltare urbană, integrată de dezvoltare urbană. Acolo deja am prevăzut piste biciclete, am prevăzut canalul Morii uh, renovat, am prevăzut uh, locuri sociale, s-au prevăzut locuri de joacă, s-au prevăzut o grămadă de aspecte care, uh, începutul, prima etapă, infrastructură canal, pe canal, infrastructură drumuri. E prima etapă în a te asigura că atunci când vine o finanțare, tu ai deja un, inițial, un mic demers, adică măcar o necesitate integrată într-un document oficial, prevăzut și de Uniunea Europeană, care suntem obligați să-l avem. Bun, proiecte pot exista multe, ați și enumerat multe uh, pentru finanțare aici, dar cât de. Uh, era să spun fezabilă, nu. Cât de rapidă e implementarea? proiectelor în cazul pistelor de biciclete, pentru că iarăși compar cu Târgu Mureș, și am auzit 20 de ani vorbindu-se de două drumuri de ocolire, numite inelul mare, inelul mic. Nici până astăzi nu sunt gata. Piste de biciclete, am văzut niște culoare pentru biciclete la Târgu Mureș, nu avem pistă concret de biciclete. Reginul în cât timp credeți că va avea piste de biciclete și cu ce efect? Adică Poți să ai doar pentru promenadă, da. cum au gândit unii, sau poți să ai pentru a ajuta și a degreva traficul rutier în întreaga localitate și a ajuta pe bicicliști să ajungă efectiv în orice punct al Reginului. Eu, cum am văzut desenele acelea, am rămas surprins și de ce vă întreb cât va acoperi, cum și când credeți că se va întâmpla. Vedeți acum și la nivelul acesta de proiecte nu am menționat de proiectul la nivel județean, tot pe piste de biciclete, care presupunea reconversia cale ferate forestiere de la Ierebuș Reghin până la Lăpușna. Și acela un proiect care la nivel de Consiliul Județean a fost luat în vedere cu un segment lipsă, care așteptăm ne, să vedem. Dar... Consiliul Județean a vorbit și de tronsonul pe zona de câmpie, pe linia îngustă, da. unde numai pistă de bicicletă nu este. Calea ferată în mare parte a dispărut, iar pistă de bicicletă n-a apărut în loc. Sau nu știu eu, poate greșesc. Mai este un proiect, într-adevăr, pe tot o cale ferată forestieră, care e mai aproape de realizare decât cel de către Ierebuș, către Lăpușna. într în zone în care calea ferată e dezafectată, sunt zone în care traversa drumul și acum e asfaltată, sunt zone care trec prin curțile oamenilor, dar pe subiectul respectiv, eu care am povestit cu câțiva primari de pe zonă și aveau, aveau soluții în minte. Unii chiar au depusese și pe PNRR anumite finanțări. Dar revenind la nivel de reghin și acele, acea pânză de păianjă și cât de realizabil este, acum noi depinde niște finanțări nerambursabile. Experiența în, în, România, să zic, e că la un dat te lupt pentru anumite proiecte, ești eligibil, te înscrii, aștepți după el și la un dat se retrag fondurile. Am pățit și din asta în care se retrag fondurile, adică ne-am ajuns la capăt cu el din cauza aia. de altă parte, sunt probleme de genul cum au fost ultimii doi ani cu repoziționări foarte mari de prețuri, ai pierdut proiecte. Noi acum chiar am lucrat și și în Consiliul Local ultima dată s-a votat o finanțare rambursabilă, adică printr-o instituție financiară bancară, prin care să putem, să zic, lucra cu bugetul local încât să mai putem avansa și cu alte proiecte, proiecte de la nivelul orașului Reghi, în care au rămas blocate ce erau bugetate din bugetul local, buget local care a fost consumat către proiectele acestea cu cofinanțare europene, ce nu-ți permit să nu le duci la capăt pentru că atunci ar să dai bani înapoi. Și atunci vorbim de un management eficient al management financiar eficient, vorbim de o gestionare a relației cu autoritățile, cu instituțiile centrale care gestionează aceste sume și, bineînțeles, ne bazăm și pe o guvernare stabilă și o guvernare care să protejeze aceste proiecte, pentru că dacă sus S-au alocat o sumă X de bani, și acum, la nivel de județ, avem o sumă, din câte știu, de vreo 300 de milioane de euro, care pe un proiect, pe o finanțare din 2007, ce a rămas blocată, îți vreo 6-7 proiecte scrise, dar nu se vor putea închide din cauza că restul nu și-au scris proiectele și am cu niște bani blocați acolo, care nu mai au valoarea din 2007. Noi, la fel, noi trebuie să ne bazăm că în, în comunicarea asta, local, centru, local, județ, centru, e eficient fluxul de informații și nu rămânem descoperiți. Adică noi lucrăm, lucrăm jos și dacă sus nu ești bine reprezentat sau nu se pun în oprire sau se retrag anumite lucruri sau nu ești informat la timp, rămâi din păcate cu proiecte neimplementate. Deci îmi da Oricum, dreptate că proiectele sunt între politică, politici și politruci. Evident, și populisme. O grămadă de populisme. Adică proiecte inițiate care sunt iarăși aruncate numai la nivel de postări online sau de comunicate în presă ce s-ar fi rezolvat printr-o discuție între alianțele politice sau între alianțele de la București, care jos, nici la centru, adică nici la județ, nici la local, nu se mai regăsesc ce privește PNL-ul. Despre câți kilometri de piste de biciclete patru e vorba la Regen și cât acoperă din, din oraș? 40, deci, ca și cum ați văzut-o și acolo, structură de păianjen, are și partea de centru, are și partea de malumure și are și partea de pădurea rotundă și atât piste de genul ăsta de, de grevare a traficului, cât și pentru cicloturism, cât și promenade. Sunt 40 de km estimați acum în proiectele respective, pe finanțări PNRR, POR și AFM. Să vedem câte reușim, pentru că te-ai înscris la proiectul de AFM, nu e singurul care s-a înscris, e un primul venit, primul servit. Vom vedea dacă în etapa a doua trecem și după aceea vom vedea dacă și banii ajung. Pentru că cel puțin la PNRR, dacă vorbiți cu consultanți, nu cu eu care nu specialist pe, pe partea asta de uh, consultant fonduri europene, dar uh, profesioniștii o să vă zică că e un caz fără precedent și anume se vorbesc de sume multe, se vorbesc de multe proiecte, banii nu ajung. Banii nu ajung. Și eu m-am confruntat în zona tehnologiei, proiecte din 2020, alocate, bugetate, promise, în 2022 s-au retras bani. Și unea tehnologia cu educația. Iar acum sunt zone în care să zic că elevii respectivi nu vor mai beneficia de tehnologia respectivă Ați văzut la Tehnologie cu Educație Sunt câteva dosare penale ale DNA-ului pe București Apropo de achizițiile făcute în baza de fapt, ordonanțelor Sau ce au fost date în momentul în care pandemia era în floare Și au apărut câteva dosare penale pentru că s-au achiziționat materiale fie la comandă, fie la suprapreț, cel puțin așa am înțeles eu. Oare de aici să fie blocați banii? Vă întreb asta pentru că acum ni se vorbește mult despre PNRR, ni se arată nouă celor din teritoriu o să vină, e? uite ce sume sunt. Am auzit primării și primari și politicieni vorbind despre proiecte multe și mă întreb cât de tare să cred și cât de mare e riscul să nu mai vină banii în cele din urmă, chiar dacă proiecte sunt. Dacă dumneavoastră spuneți că aici la bani... Că asta se întâmplă. Deja se întâmplă, deci și pe... se, întâmplă se, întâmplă, și în PNN se așteaptă banii atât promiși de atâta vreme care numai nu ajung. Am văzut tranșe deblocate, dar parcă banii n-au ajuns, iar cu privire la incidentele pe... Acum că pe tehnologie sau eu cred că sunt în orice domeniu. Eu, singurul aspect care se întâmplă, de neam, o foarte bine să facă treaba dar singurul aspect care sau un aspect rezultant și la noi în țară care îl vedem foarte mult și efectiv ne omoară capacitatea de a absorbi fonduri, îi, la fiecare 1 2 3 evenimente de genul ăsta, cineva a făcut cumva sau altcumva, apare un act nou, o etapă nouă, o procedură nouă, birocrația crește. Deci ne o facem cu mâna noastră. Dar am, suntem mai catolici decât papa și uh, ajungem într o postură în care atâtea acte faci, atâtea Uh, uh, proceduri implici față de alte țări din Uniunea Europeană care lucrează de pe această legislație, au implementat această legislație europeană. Încât uh, nici de mirare că nu facem absorpție de fonduri. Și după ce nu face absorpție sau dacă e prea complicată procedura, ajungem în situații cum am dat exemplu pe Târgu Mureș, 300 de milioane de euro pe o finanțare din 2007, care -a bani blocați. am blocat. Aia cineva, nu am voie să zic în direct că e prea vulgar, dar cineva hotărât, cineva ferm, da? Ar trebui să zic că zică la București, băi, hai să luăm banii ăștia, dau 300 milioane, să punem altundeva, pentru că ăștia nu se întâmplă nimic. Să merge să vorbiți cu acei primari, cu acele OAT-uri care au depus proiectele, că nu mai are sens să vă retragem banii, exact ce cea mai devreme. Dar asta e o decizie în care câțiva care au depus vor, vor, primi o veste proastă că nu vor mai primi, dar oricum ei din 2007 nu primi banii. Până astăzi. Deci de 15 ani ei nu primi bani care au depus proiectul, au fost eligibil și nu l la capăt. De ce? Pentru că era condiție ca și celălalt să depună. Celălalt nu depus, nici nu vor mai depune, și atunci banii ar rămân într-o postură de blocaj care cineva trebuie să ia decizia asta. Și mai este un aspect care pe mine mă îngrijează foarte tare și chiar l-am prezentat și la București și uh, colegilor liberali, dar și uh, parlamentarilor non-liberali. Am vorbit cu mai multă lume, un aspect care mă îngrijorează și nu știu dacă uh, mesajul va străpunge nivelele necesare să se ia atitudine, Vorbim de PNRR, sume foarte mari de bani. Bani care au venit cu anumite compromisuri, cu anumite, să nu zicem compromisuri, dar și compromisuri, asumări din partea țării noastre. Da? Am renunțat la producție pe anumite lucruri, am renunțat la capacitatea de, de prelucrare a anumitor materii prime. Deci am făcut niște compromisuri ca să vină bani. și am fost primii care am acceptat orice. Că așa se zice că la Luxemburg când merge cu cuțitul pe masă, nu e adevărat. Dacă știi să pui problema, poți negocia, poți să avea atac, poți fi diplomat, că asta e rolul politicienilor la Bruxelles. Așa. Dar, dar nu, ne mergem, la Luxemburg. Luxemburg, ok, scuze, Bruxelles, așa. și acceptăm orice, ok, am acceptat orice, vin banii. Uite, e un avantaj totuși că vin, că vin printre primii la noi în România. Dar acum ce se întâmplă la nivel, nu european, la nivel mondial, e criza asta care deja ne dă târcoale de criza economică, financiară, gravă, care ne dă târcoale de ceva timp încoace. Nu numai nou, Întregii întregi lumii. lumi. Cei care sunt puteri economice mari, care se uită de primul rând, se uită foarte abstract, foarte la nivel macroeconomic și o să zic, ok, de unde putem absorbi bani? A, mergem la români. Românii o să primească PNR, sugem de acolo acum niște funduri de numă. Ok, rolul guvernului, rolul politicienilor, rolul aleșilor din, din județ și din local ar trebui să protejeze un picuț, să zic în limitele legii, evident, pentru că ajungi la DNA dacă nu. Să protejeze în limitele legii cum se cheltuie cei bani. Adică ce prioritizezi? Până la urmă stai să cheltui niște bani care ți absorbe, nu știu, firme din altă zonă sau se absorbe într-o formă în care românii îți descuraja să mai țină firma sau să mai zică nu mai au resurse umane, nu mai au o grămadă de provocări, -au, că acolo îi sprijin, așa îi ajut Asta pe ei. resursele umane, eu pun sub semnul întrebării, domnule Farcaș, pentru că, bun, românii n-au resurse umane, n-au resurse umane, vin mecherii care sunt bine pregătiți, nicio problemă de afară și lucrează tot cu românii. Că nu vin cu uh, muncitori din uh, țările lor să implementeze în România. Vin mult cu mult prea puțin, mult prea puțin. Da. Problema Concepturi de subie... da, dar europeni nu. A, europeni cum dar... lucrează de regulă în sub antrepriz. Bun, dar noi vorbim de țări dezvoltate la nivel diferit. Vorbim de uh, antreprenori, agenții economici în România, pentru care poate un milion de euro cifră de afaceri, wow, e foarte mare. Vorbim de antreprenori din Germania, care au finanțări cu dobândă negativă, tocmai pentru că de acolo guvernul și instituțiile s-au prins și au dat seama Mergeți, faceți investiții, faceți business în țările emergente, în țările cum e România, de exemplu, ei au dobânzi de 8%, voi aveți dobânzi de minus 1%. Noi vă dăm, vă dăm, bani, să luați bani să investiți. De ce? Că taxele la noi o să vină. Sistemul e făcut încât până la urmă tot la mine ajung taxele. Ok, îmi plătești oamenii acolo. Dar pe ansamblu profitul și așa mai departe, e clar că sunt uneltele care se mută aici. Bun, și atunci noi... ce noi... Pot face? Da? Scuzați-mă că vă întrerup să venim Hai la aici ale spune. noastre. Da. Ce pot face Primăriile, consiliile locale, în fața unei asemenea situații, în care au proiecte, există în principiu finanțare, și ar vrea să lucreze cu oameni de aici, dacă nu din Mureș, măcar din România. Dar sunt foarte mulți care spun că nu, ar trebui să lucreze cei din Mureș acasă. Spre exemplu, cei din Prahova. În Prahova că sunt multe lucrări de făcut în țara asta și fiecare ar putea să lucreze la el în județ. Însă legislația ne obligă să avem licitații și să fie dreptul de a intra în licitație al fiecărui european, din Uniunea Europeană. Știți, a spus mai devreme puțin, nu este mai catolici decât papa. Avem această legislație ca și Germania, ca și Austria, ah. ca și. Culmi acum acolo, firmele, că nu pot să zică firme de casă, firmele locale, firmele nemțești Reușesc să prin, pentru că acolo deja cultura e și în, în, în rândul antreprenorilor. Nu accept pe oricine să vină cu mine la licitație, ca antreprenor să zic. Nu mă duc oricine. Doi la mână. Este sprijin și prin legislația care sprijină uh, agenții economici de la nivel central. Adică, guvernul a creat cadrele legale încât să poți să-l să trăiască antreprenorul ăsta, ca să poată să facă un ban, adică nu țin numai la limita subzistenței, că atunci, ok, la un dat se, se intră și el în, în colaps și nu mai are nicio motivație să facă sau să ducă businessul mai departe. Și vin ceilalți care au poate rezervă financiară, cum vă ziceam, un milion de euro în România e un subiect, milion de euro în Germania e poate inițiativ. Și atunci eu n-am puterea financiară să rezist șase luni până statul român se gândește să-mi să-mi dea bani înapoi. E o problemă care am semnat-o foarte des. Cash flow pe antreprenorii și mai ales într-o țară emergentă, cash flow pe companiile și pe agenții economici români, e foarte important, e diferența între viață și moarte, în raport cu companii din țări mult mai dezvoltate, care au rezerve financiare mult mai mari. Pe ele au crescut până acum, au făcut rezerve. Vin la noi, ok, pe nu deranjează, pe mine mă falimentează dacă nu plătește șase luni, dar ne-am rezistă un an de zile, poate, sau nu vorbesc și mai de... Și puteți ceva să faceți la Reghin? Consilierii locali și primăria? mai... E un subiect mai mare decât Reghin. Ce poți să faci ca și organizație, ca și partid? Îi, prin aleșii locali de pe toate nivelele, de pe toate structurile, să prezinți, să iei informația de la firul ierbii, cum ar veni, și să se transmite eficient prin acest mecanism al ierarhic, al organizației, și să se ia inițiativă, să ia măsuri sus. Se pot. Noi ce simt, eu cel puțin, și discut și cu alte organizații liberale, PNL, din alte orașe, un pic și abordarea e diferită, un pic și mentalitatea e diferită. De ce Clujul dezvoltă? Au învățat cum să învârtă bani, au învățat cum să agenții economici de acolo cresc. De ce? Pentru că au fost un influx mare de bani și au fost sprijiniți să-și facă treaba. De ce la Oradea la fel sunt investiții? Timișoara se descurcă foarte bine. Brașovul dă dovadă de că recuperează. Și în București, numărul agenților economice este și oamenilor peste un milion de euro sau business peste un milion de euro e foarte mare. Așa cum puneți dumneavoastră problema, mă uit în Târgu Mureș. Dar eu vreau să mă uit la Reghin astăzi, nu la Târgu Mureș. Astea subiecte A, un pic dacă mai de... Alegerile, ba. alegerile sunt peste 2 ani și poate eu nu o să spun asta că omul ăsta va vrea să fie în Consiliul Județean sau altundeva, nu la Reghin. Pe mine mă interesează acolo unde sunteți în momentul de față, consilier local la Reghen. Ce se poate face? Pe de o parte, să intre reginul într-o dezvoltare așa cum vă doriți, și doi, să lucreze cu uh, forța de muncă locală, să folosească forța de muncă locală, mai ales când vorbim de banul public. Afacerile private, până la urmă, pot să-și aducă. E care și să lucreze unde vor. Dar, când vin banul, banii publici, să lucreze cu oamenii din regiune. Asta, apropo, și de zona metropolitană. Uh, da, cele două subiecte un pic se întreprătund, în sensul că, pentru mediul de afaceri, pentru comunitatea de afaceri din Reghin, ce are nevoie printr-o zonă de genul ăsta, printr-o asociere cu comunitățile, cu localitățile limitrofe, uh, sprijinirea. Uh, ce turismului de forță de muncă, dar să aibă acces mai ușor oamenii din localitățile respective către companiile din oraș. Atunci, da, deja ați redus și tu costurile ca și transport, că poate oferi tu transportul de acolo sau îi decontai tu transportul mai mare, e mult mai eficient. De altă parte, problema nu poate fi rezolvată doar la nivel Consiliul Local Reghin sau Reghin sau Târgu Mureș. Asta e o problemă pe nivel, care poate fi rezolvată doar prin legislație. Deci doar la nivel de centru, la nivel de guvern, care le legiuitorul, nu? împreună cu parlamentarii care pot uh, să intervină pe aceste. Deci noi trebuie să avem o, o abordare comună, pentru că problema nu în regii, nu e în Târgu Mureș, problema în România. România are o problemă pe acest aspect. Din punctul meu de vedere, care văd și mă bat și uh, mă zbat și în zona asta de antreprenorat foarte mult și observ ce observ greșelile, să zic, care se întâmplă și cum îți afectează business-ul de la an la an. Vreau să vorbim despre ce proiecte mai credeți că ar avea prioritate zero la Reghin după cele două pe care sper să nu se supere executivul, dar eu l-am văzut înainte discutate în pagina de Facebook a consilierului local și după aceea le-am văzut în lista executivului sau anunțate de executiv, poate că sunt discuții în spate despre care nu știu și mergeți în echipă acolo la Reghin, ceea ce nu se întâmplă chiar peste tot. Așa, vă mai las vreo 5 minute să-mi spuneți la final despre acestea, însă până acolo vă întreb: ce șanse sunt să se meargă în echipă, dumneavoastră spuneați, de la local la județean la național, atâta vreme cât politicul este cel care face jocurile, și atâta vreme cât în politică, chiar dumneavoastră aveți probleme în partidul pentru care vă zbateți? să rămâneți în rândurile sale. Adică în PNL și Ferenc Lorandotil a chiar a scris deja: "Bună seara, care este statutul dumneavoastră actual în PNL?" vă întreb, având în, pro în vedere problemele din ultimul timp. Mândru și liber, în primul. rând. <laughs> uh, nu, deci ca să începem, pare bine că ai reluat chiar intro sau preambulul făcut, pentru că <clears throat> Eu îți dau, să zic, eu o să schimb un pic unghiul ca să-mi perceapă și punctul meu de vedere în forma în care nu e vorba de o luptă. E vorba mai mult de, cel puțin până în cele din urmă, e vorba de motivația care e în spate celor care tot inițiază aceste demersuri. Deci ce motivație există în ce privește conducerea PNL regim prin profesor Toncean Gabriel, poate nu știați, aspirant la titlul de cetățean de onoare, ca asta o să o toreau, până lumea înțelege cât de Absurd este. Toți vrem să fim cetățeni de onoare la un moment dat undeva. Eu adică nu. Ceea Eu Ceea ce facem să. Eu nu-mi doresc, adică a fi cetățeni de onoare sau. a fi până la spun, Toți vor să fie, fie și toți vrem să fim, să arătăm că am făcut ceva pentru comunitate și atunci suntem de onoare, nu? Pentru comunitatea respectivă. Dar aici vreau să subliniez un lucru. Am încercat să-l aduc pe liderul, PNL Reghin în fața celor care urmăresc așa de mi-a promis Gabriel Toncean că vine, dar de fiecare dată n-am reușit sau niciodată nu am reușit să ne sincronizăm în așa fel încât să fiu față în față cu domnia sa. La un moment dat mi-a spus că undeva anul ăsta tot ne vom întâlni. Eu sper că până în decembrie va veni și domnul Toncean, pentru că, din punctul meu de vedere, e un tip, sau a fost un tip, un lider, un președinte, un sportiv deschis dialogului. Nu știu relația dumneavoastră cu el, văd disputele și discuțiile care există, dar îl doresc aici în fața oamenilor să răspundă și să ne spună și din punctul său de vedere, ce se întâmplă acolo? V-am întrebat, vă las să spuneți mai departe. Așa ca să vedeți relația de care ți între mine și dânsul, eu sunt în continuare deschis să facem o emisiune în da, în face-to-face, -face, să fiu și eu, să fie și domnul uh, Toncean aici și dumneavoastră, să moderați un pic, să vedeți un pic care e nivelul, care e care subiectele, care e percepția și care sunt mizele. Dar, cum ziceam, și în ce privește conducerea PNL Reghin, da, dar și calculele care zic că s-au făcut greșit la nivel de județ prin președinte Dobre Ciprian, cu privire la organizația Reghin... Ar citiți catalog, Dobre Ciprian. Ciprian Dobre. Uh, Ciprian Dobre, ok, Dobre Ciprian, Ciprian Dobre. Uh, ideea e că nu cred că sunt făcute bine calcule. pentru că dacă stai să analizezi care, care a fost evoluția PNL Reghin, da? de când, să zic, au decis că vor să mă excludă sau că insistă în continuare să mă excludă, ce se va întâmpla, de exemplu, cu credibilitatea? Adică se uită, emisiunea acum sigur urmăită și de alți liberali, de primar, de poate clar și de alte organizații politice. Care e credibilitatea organizației PNL Mureș, prin conducerea, prin domnul președinte... Ciprian Dobre, da? Ciprian Dobre. Ce șanse are, de exemplu, să gândește un primar, da? PNL. Zice, ok, am problemele astea, nu mi-au venit banii pe PNRR. De mine eu lucrez așa de, de la început, deci nu pot să-mi impună nimeni că aș face ceva pentru propaganda electorală, dar în cele din urmă rezultatele trebuie să vorbească, nu că vorbim noi despre că am face, că am sesiza, că am făcut o postare, că ne vom... posta. Deci tot, tot, felul de declarații la timp viitor care sunt incerte până la urmă zi la timp trecut, ce ai făcut, ce ai încheiat, ce s o rezolvat. Da? La fel, avem un obicei care se vede foarte clar, sau să zic un comportament care se vede la Reghin, care să încet să se propagă și la județ și eu sper să nu se propage și mai departe, și anume interacțiunea cu celelalte organizații politice. Adică noi avem o alianță la centru, nu? Eu discut la centru, discut și la județ, în anumite, să zic, cu anumiți membri. Noi nu avem vorbitor, că adică nu noi, eu am vorbitor. Da? Și de aceea proiectele se rulează. Pentru că eu vorbesc cu e nevoia comunității, asta avem de făcut, n-am niciun interes personal. Normal că și ei, dacă vor să rezolve problema comunității, vor rezolva, dar noi vedem clinciuri, noi vedem diverse proiecte aruncate în presă, cum ziceam, fără a fi discutate înainte cu un coaliție. Păi, eu, discutați în coaliție, că nu așa se fac. Erau proiecte început, vis-a-vis de podul peste Târgu și, ok, dacă era început înainte și avem, avem, avem în pozițiile necesare, executive oamenii noștri care pot să gestioneze mai departe subiectul. Păi ok, atunci nu putea fi discutat și dus la capăt. Trebuia propagandă, după aia săriți și mai departe. Ok, poate e o strategie care mi nu se comunică, nefiind băgat în seamă de uh, peste un an și ceva. Dar uh, eu cred că unele lucruri nu sunt înțelese. Nici de membrii de la, cel puțin din conducerea de la PNR, nici poate unii din membrii din conducerea de la județ, pentru că dacă s-ar înțelege, ar vedea cum am putea construi mai multe. Noi avem, de avem nevoie de organizații deschisă. Noi, eu cum ziceam, simt că suntem cu vreo, sau poate n-am apucat să mă exprim încă, dar simt că suntem cu vreo 20 de ani în urmă, Județul Mureș, ca și organizație, și aici mă vorbesc cu organizația PNL Mureș, suntem cu vreo 20 de ani în parță de aceleași organizații liberale ale PNL România, PNL Cluj, Timișoara, Brașov, de ce? Sibiu. Păi asta, pentru că eu sunt în, cercul, în anumite cercuri de discuții, cu colegi liberali. și ce vorbim în urmă. De ce este mânuit? Pentru că probabil, cum ziceam, dacă opusul a avea o organizație deschisă, o organizație închisă. Opusul a atrage oameni, a elimina oameni. Da? atunci dacă nu suntem concentrați pe metecne sau pe abordări de genul ăsta învechite, care poate funcționau acum 20 de ani, poate era haiducia. Adică de fapt era haiducie, așa am povestea vechi. Eu nu am experiența celor care poate ne urmăresc că sunt de trei ani în așa zis, politică, nu mă simt neapărat politician, dar era haiducie. Poate în haiducie așa trebuia, trebuia să -l stai pe la afară, trebuia să-l zbori. Hai mă, că o trecut suntem, suntem într-o... Am evoluat atât de mult și pe zona de tehnologie și pe zona de, de uh, uh, partea asta de proiecte și pe finanțări europene, încât e iurea să ne gândim acum că lucrăm ca acum 20 de ani. Restul înțeles că nu trebuie ca acum 20 de ani. Eu pun pariu că majoritatea din județul Mureș, din colegi de-ai mei sau poate și din alte, mai mult că se în alte organizații, habar n-au ce la un unicorn. Deci avem discuții de la nivelul organizațiilor de la Cluj, de la București, de la Timișoara, de la Brașov, vorbim de unicorn. Adică eu să crez ca și guvern, ca și politician, ca și reprezentant în Consiliul Local, unde fac un HCL, un regulament care să-l ajut. Eu să creez mediul, mediul cadru legal încât agenții economici să se poată dezvolta la nivel unicorn. Eu să dezvolt inițiativa și să-mi fac în organizația mea politică, să-mi fac un departament care să sprijine partea asta de dezvoltare și să sprijin companii care să devină unicorn. Știți ce sunt unicornii? Companii cu peste un miliard de euro cifră de afaceri pe an. Avem în România un unicorn jumate. Când am fost la o conferință ITU pe zona asta de tehnologie, invitat tot de un coleg liberal, da? la București, a fost și fost președintă a Estoniei. Estonia a un exemplu foarte bun de digitalizare, un exemplu foarte bun de absorpție de fonduri europene, un exemplu foarte bun de dezvoltare economică. Ei au opt unicorni. Da? Cinstelor, deci... lor, dar totuși, domnule Fărcaș, dumneavoastră vă bateți sau vă zbateți să rămâneți în PNL? Pentru că a spus că nu e chiar luptă, e bătaie sau zbate? Nu, chiar, de, chiar deloc. Nu e, nici bătut, nici zbătut. Eu sunt ca peștele prin apă. Eu alunec foarte ușor acum prin, prin aceste și proceduri, pentru că tot timpul am luat regulamentul și am luat statutul PNL și m-am ghidat după el. Am voie să fac asta, nu am voie să fac asta. M-a deranjat și n-am ieșit cu nicio postare, dar m-a deranjat într-o altă emisiune președintele Dobre Ciprian, a vorbit despre uh, faptul că eu fac anumite proiecte pe sumasă cu primarul, că virgulă, colegii mei nu știu de proiecte, pe păi dacă nu știau. Și dacă eu făceam cum zicea, pe păi da, mă, o excludeau în prima excludere, în prima tentativă, nu. Păi, haide să vedem, hai să nu disperăm, hai să Stați nu un pic, nu de te nici te în alianță cu UDMR care, care are primarul la regim. Eu nu pot fi într-o alianță PNL-ul PNL-ul e... PNL da, PNL e în alianță cu UDMR și PSD la nivel de centru Și ziceam că această alianță nu se transpune Această coaliție nu se transpune în, Nici în proceduri, nici în interacțiuni Datorită liderilor care se află la nivelul organizațiilor Noastre Nu se transpun în la județ și la local Ok, dar dincolo de asta Cum ziceam, se pun în vedere și no, se Nu peste tot la local La Târgu Mureș până acum o lună, când a început campania electorală, o lună și jumătate când a început campania electorală majoritatea e PNL UDMR și asta o spun în condițiile în care PSD nu are viceprimar, are viceprimar PNL-ul, dacă în executiv e UDMR și PNL, să nu -mi spuneți mie că ei nu se înțeleg pe un, prin unele puncte probabil nu se înțeleg la nivel județean și la regin, dar în altele s-au înțeles până la un punct. Am înțeles, dar până la urmă nu liderii trebuie să înțelegă. Nu de la lider pornește problema, că vorbim de lider, nu șef, sau șef, nu lider. Știți diferența între șef și lider până la urmă. Ok, dacă avem șefi și șefii nu se înțeleg cu ceilalți șefi sau ceilalți lideri de la celelalte organizații, atunci normal că anumite proiecte mari, anumite proiecte sau strategii pe termen și lung nu, nu vor funcționa. Strategii în interesul comunității, mă refer. Nu strategii politice. Fiecare strategia lui politică, Bun. îi de înțeles. Până la urmă, care e statutul dumneavoastră în PNL? Și unde a ajuns procedura? Să nu spun din nou că nu vă place lupta lor împotriva dumneavoastră sau a dumneavoastră pentru a rămâne colegul lor? Um, păi, ca procedură, da, suntem la nivelul în care încă îi în interiorul organizației. Deci, e la ultima etapă din interiorul organizației, și după această etapă, în funcție de ce se decide, se merge mai de sau se anulează, dar vă întreb ce se întâmplă dacă după a doua încercare de excludere, se anulează demersurile. Și centru, care, cu care discut, zice, ok, liniștiți-vă că nu aveți dreptate. O să respecta procedurile, o să respecta articole, ce se întâmplă mai departe. Sau luăm celălalt exemplu. se merge mai departe pe direcție, pe ordin, pe așa mai departe. Și se continuă pe excludere, că pe statut și pe formă nu are cum, nici pe fond nu are cum, dar pornind doar de la formă, deja trebuia să fie încheiat subiectul aici la județ. Ok, și uh, propun excluderea de la național. De la centru. Nu de la centru, că centru are alte griji acum și alte, alte, nevoi. Mai departe se merge în contencios. Ok. Și ce, ce câștig? Asta ziceam, calculele sunt făcute greșit în ce privește, dezvoltarea organizației atât PNL Reghi și PNL Județ, PNL pe Mureș. Pentru că eu tot consilier rămân, nu? Eu tot așa o să-mi fac treaba. Cum ceam de nu e o luptă, de asta peștele prin apă. Dacă altul. eu fac va treaba. excluderea confirmată în instanță, atunci nu mai rămâneți consilier. Și în cât timp se va întâmpla? Până în 2024 sau după 2024. Eu am spus un singur lucru și am fost foarte ferm și foarte otărât pentru că era calculat subiectul. Adică era o protecție și un mod în care eu îmi fac lucrurile, în care lucrez la proiecte. Și proiectul politic, proiectul de Consiliu Local era un proiect. Trebuia să fie asigurat patru ani ca să pot să-mi fac treaba, să demonstrez comunității, să demonstrez celorlalți care vor să vină din urmă și eu vreau, eu chiar Urmează să fac o, o consultare cu comunitatea. Măi, care vreți în 2024 să fiți consilier local? Care? Dar numai că vreți să ocupați un scaun sau vreți să fiți acolo să ridicați mâna sau să votați la comandă. Măi, care vreți să faceți ceva pentru comunitate? Din perspectiva unui consilier local, să vă arăt niște elemente care trebuie să le parcurgeți, să le învățați și să vă ureți succes în 2024. În 2024 sigur nu o să mai fiu consilier local pentru că am niciun interes să fiu în 2024 încolo consilier local. Am vrut să demonstrez că se poate am anticipat subiectul acesta un pic în urmă cu vreo câteva minute și asta pentru că era a treia postare pe care am citit-o la dumneavoastră pe pagina de Facebook și încă de atunci îmi stăruie, îmi stăruie de fapt în minte întrebarea păi dacă le-ați spus în fată colegilor de la București pe de-o parte că nu mai candidat și că din 2024 nu v-ar mai interesa nici statutul de membru PNL Atenție da. că am pus acolo, ați foarte atent la cuvinte, am pus da. acolo un unghi. Am spus, cu actuala conducere am spus că le-am și spus la București, zic, dragii mei, asta e apărarea mea, am prezentat-o frumos, s-a încheiat și zic, dragii mei, nu vă mai chinuiți să mă eliminați. Eu în 2024 plec, vă mulțumesc și plec. Mulțumesc comunității și plec din PNL cu actuala conducere. Dacă până atunci... Realizați și vă faceți calcule, faceți sondaje, că ajunge să faceți sondaje, faceți sondaje la toți șefii slash liderii care avem în organizații până la nivelul județului și vedeți un pic ce spune comunitatea, mai vorbiți cu comunitatea și dacă ei zic, nu-i bun liderul care l-aveți, nu-i bun președintele care l-aveți, păi dați voi decizii de la București, dacă nu lăsați-ne pe noi aici local să luăm decizia, că se poate lua decizia și local, iar cu actuala e normal, că nu, de, ce, de ce aș mai rămâne în PNL până la urmă? Adică eu nu am intrat nici pentru funcții, nici pentru... Mi s oferit funcții, mi s -o oferit o grămadă mi s, mi s oferit și controle, mi s-a trimis și controle. Nu e nicio problemă, eu ca peștele prin apă. Adică ești foarte sigur pe ce lucrez pe ce fac. Și ești mândru, mândru că... În contextul acesta, domnule Fărcaș, vă duc un pic înspre dreapta din PNL, pentru că înainte de a începe emisiunea, eu nu... și pune o întrebare pe pagina de Facebook Agenda de Mureș, spune așa, aș fi interesat de opinia domnului consilier legat de numirea domnului Cengher Ionuțovidiu Ovidiu la RAGCL Reghin, mai ales că are dosar de cercetare penală. Și întrebarea mea e mai mult decât ce spune domnul Uifalușii. Ce se întâmplă cu PNL? Că și aici am văzut o, un început de campanie electorală cuturând un consilier județean din partea conducerii uh, PNL Mureș, dar nu retergându-i sprijinul politic, așa cum se întâmpla în urmă cu 4 sau șase ani. Deci PNL Mureș nu a apelat la formula pe care liderul de astăzi Ciprian Dobre o împământenise, dacă ești cercetat penal, ești obligat să faci un pas în spate. Nu l-a interesat doar uh, conducerea RGGCL. Pe acum trebuie să vedem de unde a pornit treaba asta. A pornit de la Reghin sau a pornit de la județ? A cui, care e miza? care interesul? Ce îmi pare rău, e, de exemplu, la, cu privire la acea speță, îmi pare rău că față de februarie, parcă anul acesta, februarie acesta sau anul trecut, când s-au organizat concursul pentru prima componență a Consiliului de Administrație din cele, atunci a făcut o promovare foarte mare. Haideți, dragi reghineni, înscrieți-vă, luați parte din schimbare și din restructurarea sau, să zic, deciziile de reformă are AGCL. Acum, în aprilie s-a luat decizia, în urma demisiei din membrii inițiali ale și Consiliului de Administrație, s-a luat decizia să se facă angajări din nou, cu dosar, cu așa mai departe. Legi, legalitatea și procedurile și așa mai departe țin exclusiv de executiv și de, de AGCL ei să se ocupe de cine și cum. La toată lumea era liberă să depune dosare. Dar acum, pe mine ce mă deranjează e altceva pe de-o parte, și anume Ionus Cengher, cu problemele sau cu situația care s-a întâmplat când s-a întâmplat. E un aspect care și la sumă, inclusiv în fața legii, în fața comunității, și trebuie să trăiască cu asta, cu stigmatul respectiv și, bineînțeles, cu repercusiunile din punct de vedere legal. Da? Pe măsură, dacă o greșit. E o anchetă în curs. În loc să lase să se finalizeze ancheta, să vadă ce se decide și să, dacă se decide condamnare sau cei să-și asume mai departe cei maturi. matur, a trecut de 18 ani, pot să fac treaba asta. Dar noi mergem, mie mi s-a părut tare mult populist. Am și pus un comentariu chiar pe pagina noastră, pe la Reghin, am pus comentariu cu privire la acest aspect. Adică tu vii și răstinești pe om până la ce nivel? Până unde? Adică omul la un moment dat am și întrebat, ar trebui să se mute afară din oraș și reghinean, da? Ok, trebuie să plece din oraș, trebuie să se... Dacă se angaja la o firmă privată, mergeai să-i faci... Scandal. Deci nu a fost numit. A fost un concurs de dosare. Și el s-a înscris. Și s-a calificat. Dacă nu se califica, pe la fel putem să vedem și în alte instituții. Și chiar recent am văzut ceva... Uh, nu e la o instituție care nu se dau numele direct, în care am șocat. Băi, ce cauți aici? Că, din punctul meu de vedere, e sub nivelul care ar trebui să A fost el și încă o persoană la dosar. O persoană o picat, el a luat concursul. Deci e un concurs transparent, poți participa oricine și chiar aș vrea să vină problema asta de resurse umane. că este. Deci ai probleme de resurse umane, să vină oameni competenți, să vină oameni interesați, să se implice. Deci, când ai un singur dosar la un concurs sau două dosare, deja avem o problemă, inclusiv la instituții. Mai da. avem puțin, domnule Fărcaș, și ca da. de fiecare dată avem un comentariu acid din partea domnului Făgrășan Iuliu, care spune așa: Singura dumneavoastră strategie, domnule Consilier Mihai Fărcaș, este strategia purecului pe firul de păr. Ați studiat atent faptul că timpul necesar excluderii dumneavoastră din Consiliul Local vă e în favor. Așa evident. că doar faceți jocul altora. O, singur, o singură parte din afirmația respectivă are dreptate că am calculat. Bineînțeles că am calculat, eu tot ce fac e calculat, totul e un proiect, Da. dincolo de aia, din punctul meu de vedere, domnul Iulus Făgărșan, nu un, să nu uh, e o voce reprezentativă pentru comunitate, în măsura în care are un istoric și Reginul știe și știm cât e sau acolo dincolo de a aștept și alte întrebări. Ați proiectul pe care îl derulați dumneavoastră și eu v-am spus că la final vreau să-mi spuneți dincolo de pistele de biciclete și zona metropolitană pentru care v-am invitat eu să mă lămuriți ce și cum să ne spuneți așadar trei proiecte, priorități pe care le vedeți dumneavoastră pentru Reghin acum la sfârșit de an și care ar necesita să coaguleze politicul de la Reghin pentru anul viitor. Avem atâtea proiecte și oportunități la Reghin, inclusiv o parte cu finanțare în curs și finanțare europeană, încât avem toate motivele, gândindu-ne de, de la, la beneficiul comunității, să găsim punctele să cum ne să lucrăm împreună. Dar, cum am spus, e o problemă și de lider care poate sau nu poate să coaguleze un mesaj cu uh, celălalt organizații politice. Ce ce vă pe mine, și din proiectele care le urmăresc și care bă, aș vrea să le văd odată inițiate, îți, de exemplu, partea de hala alimentară, care e un coșmar acolo. Mai mult, mă așteptam să văd... Chemați oamenii să vi se alăture și în cazul ăsta să știu la ce mă aștept. În ce sens? Adică așa cum ați făcut cu pistele de biciclete. Ce piste, ce piste. Da, ok, bineînțeles. Deci eu repet, dacă virulă, comunitatea vrea să vadă că se facă ceva sau ceva, merge prea încet, are voce, are glas, are puterea de a da direcția de dezvoltare a orașului și de a schimba prioritățile. Că avem o grămadă de proiecte. Au fost proiecte puse în pauză tocmai din cauza de lipsă de bani din bugetul local, pentru că au fost luați și pus pe zona asta de proiecte cu cofinanțări, care nu-ți să le pierzi. Acum o să vină bani și pe partea. a. Deci la un dat știu că era pe Simeon Bărnuțu, jumătate de stradă făcută, jumătate nu. Ok, s-a oprit aia jumătate, m-a întrebat lumea, din cauza asta că s-au rebugetat în cealaltă parte. Sunt străzi în zona de și care proiecte în curs, acolo și alte probleme care trebuie adresate, dar ea, din nou a fost pus pauză pentru că banii s-au pus în cofinanțări, știind că uh, toate repoziunile astea de preț au fost foarte mari. Dar, uh, cum ziceam, hala agroalimentară trebuie neapărat să-i dăm data anul ăsta, e la nivel de recepție între CNI și acum am înțeles că au fost niște probleme. Aș vrea să văd deja oamenii că lucrează la cinematograf, pentru că asta s-a promus cinematograful, derulat de tot prin CNI, urmează să fie inițiat acum, în octombrie, mâine e gata octombrie, în noiembrie, și încă nu văd oamenii. Eu trec pe acolo în fiecare zi și mă uit să văd că oamenii sunt acolo, că pun benzi de, de limitare și a mai departe. Nu-l văd ăla. Se lucră și aș vrea să văd să se vine executivul cu actualizări pe partea asta la ce presupune spital, corpul de spital. Deci e un proiect foarte mare. Uh, estimat la 50 de milioane de euro, un, un corp de spital nou care se lucrează, o trecut de etapa de legibilitate la CNI, acum în tot felul de avizări, s-a făcut și pus pentru el, de niște etape frumoase. Aș vrea să văd pentru anul viitor să vedem că avansăm cu proiectele de care am menționat și anume uh, zona industrială. Avem nevoie, vorbeam de comunitatea de afaceri, vorbeam de uh, locuri de muncă, cel puțin la nivelul orașului. Prin astfel de investiții, astfel de uh, proiecte putem să le facem comune, deci nu orașe, nu municipii, comune, care ajung să-și facă zonă industrială. Păi și noi trebuie să facem zonă industrială. Avem nevoie de, avem zona unde să facem zonă industrială. Și să mai sunt și alte proiecte care au prins finanțare, pe parte de grădinițe, pe parte de, chiar le-am adus aici anotate, care sunt prezentate și ca listă de investiții, ca virgulă comunitatea să le poată urmări, să le poată vedea îs parte de infrastructură, am spus o dată trecută și foarte important și asta trebuie să o luăm de fiecare dată pentru că e ultima rundă de finanțare care va permite, finanțarea europeană care va permite investiții în infrastructura pe canal. Noi avem apa canal la nivelul orașului Reghin, în unele zone, cum spuneau specialiști de acolo, șvaițări elvețiană. adică curge peste tot. Chiar astăzi am primit o notificare că s-a rezolvat o problemă veche de 4 ani, abia astăzi s-a rezolvat. Avem zona piața de joi, care e cu conducte de azbest, care e un factor de risc de sănătate, care nu mai permite presiune pe cealaltă zonă de dezvoltare. Dacă tu nu ai infrastructură, nu te poți dezvolta. De deci ce ar face cineva o casă de 100.000 de euro și să picure apa în Ligian pentru că nu are presiune? Nu? Sau pe zona de cu Cerbului, care din nou sunt probleme de genul ăsta. Și ideea e că toate astea sunt mult mai multe decât capacitatea de finanțare toate finanțările europene și mai departe. Nu le poți finanța. Și atunci trebuie o listă de priorități. Și aici intervine importanța comunității și, bineînțeles, eu o să ridic la fileu de fiecare dată, chiar dacă subiecte sensibile, am avut subiecte sensibile cu garajele, ok, nu contează. Dacă vine comunitatea către mine, eu îți deschis să ascult, pentru că de acolo au apărut și proiectele ascultând, și să le prezint, să le dezbatem împreună și să le setăm ca priorități mai importante sau mai puțin importante în agenda executivului. Au încercat și alții jocul acesta cu ghilmele de rigoare, dar s-a oprit repede. Până când sau până unde sunteți dispus să-l continuați? 2024 plus. Acum în 2024 știm ce se va schimba, dar bineînțeles, eu sunt aici prezent, deci s-a și obișnuit lumea cu prezentul meu. De deci, ce sunt prezent să-i ascult și să facem lucrurile să meargă? Aia nu are de ce să oprească. Mai mult eu vreau să și pe o parte am și reușit. Dacă nu se fac pe unii colegi să zică și ei prezent, înseamnă că strategia mai complexă funcționează. Da? Că zicea antevorbitorul respectiv de jocuri. Nu e niciun joc pe sumă. E o strategie în care, din punctul meu de vedere, trebuie să se mobilizeze, să lucreze toți. Pentru aceleași beneficii a comunității. Da? Nu pentru interese personale sau pentru strategii politice. Pentru că cel puțin eu, și cred că și comunitatea și uh, votanții, indiferent din ce oraș, s-au săturat de faptul să urmărească numai certuri, pe mine mă deranjează treaba asta cu ce se întâmplă în jurul meu, cel puțin pe zona asta politic. Nu mă deranjează să sunt pe partea proiecte, dar uh, cred că lumea s-a săturat să vadă că după alegeri, în loc să pună oamenii mână la mână, consilierii și așa mai departe, să lucre împreună ăia patru ani, să tragă, să facă, să colaboreze, nu. O băia care-s la conducere, lucrează cum pot, cum pot, ceilalți luptă pentru 2024. Și la un moment dat, chiar și cei care sunt conducere, ajung să lupte pentru 2024. Dar nu lucrați, le-am spus de atâtea ori. Am luat și cu domnul prima. nu vă fie frică de 2024, în ce mă privește pe mine. Hai să ne fie frică cum o să fim noi cu obrazul față de comunitate pentru 2020-2024. Ce-am făcut 4 ani? Eu o să fiu mândru. Nu putea să fie uh, zonă metropolitană uh, și să ia fața, în primul rând, de aici vreau să le aduc aminte că am Păi ne trecem și la centură, știi? Să ia să... fața Domnului metropolitane a Târgu Mureșului, care a fost printre primele asociații constituite la nivelul României. Domnule Consilier, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru răspunsuri și aștept să vedem până la urmă 2024 e un deznodământ. Dar până acolo, politic vorbind, chiar sunt curios și eu ce se întâmplă. Dacă Veți fi exclus, cine își va asuma restul? Dacă nu veți fi exclus, cum vor reacționa restul? Mulțumesc de invitație, sunt, dispus, sunt disponibil și pentru viitor. Și mulțumesc ascultătorilor pentru, pentru vizionare. Mulțumesc tare mult, dragi mei, vă mulțumesc și vă pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu rămâne decât să vă urez! Multă sănătate! Să vă rog să distribuiți ca de fiecare dată emisiunile, pentru că probabil aveți în lista de prieteni oameni interesați, dar care nu au ajuns la dialogul nostru în direct. Îl pot urmări pe agenda de mureș și în continuare, iar noi sper să ne revedem cu toate bune miercuri. Până atunci, numai bine!